Bună, dragii noștri, suntem la Școala Iubirii și invitată este Claudia Cujbescu. O să dezbatem un pic relația de cuplu, da? Aspectele încântătoare din relația de cuplu și cele care ne creează provocări. Și despre cartea. Și, desigur, despre cartea, da, pentru că de acolo a pornit și ideea. Ce vor femeile, ce vor bărbații. Ok. Începem cu cartea, așa, ca să încălzim un pic atmosfera. Da, este foarte bine. Până în momentul de față, care e impactul asupra ta? Ce ai găsit în carte și a declanșat în tine, să zicem, schimbarea sau cel puțin o percepție diferită asupra relațiilor? Cartea a sosit acum câteva zile. Sunt încă la început, dar mă gândeam așa citind cât de bine ar fi fost să fi avut cartea aceasta acum, nu știu, 35 de ani. Sau 30 de ani. Pentru că am făcut foarte multe prostii în relații, foarte multe. Am adus foarte multă suferință, de fapt, și mi-am distrus foarte multe relații și acum am înțeles, abia acum am înțeles de ce. Ok. Ne poți da un exemplu de situație pe care acum ai face-o diferit? Mă rog, comportamentul tău ar fi diferit față de altă dată? Păi, adoram să contrazic un domn, adică îmi duceam așa, duceam asta până la nivel de artă, deci pur și simplu toate argumentele căutam, până dezarmam pe omul acela. Îmi făceam plăcere, pur și simplu, adoram asta. Că eu sunt. Să-l învingi. Să-l înving, da, și aveam o satisfacție de și să-l supui. Da, mă simțeam absolut minunat. Deveneai bărbat. Poftim? Deveneai bărbat. Da. N-am știut. Nu scrie niciun de lucru ăsta. Nu, n-am știut asta. Și în momentul de față, descoperind contextele acestea în care ai fost și văzându-le acum din perspectiva momentului prezent, poți să ne dai exemplu de ce ai face diferit, ce nu ai mai face? Păi uite, asta nu aș mai face, numai că este, nu e ușor, ca să nu zic altfel. Este aproape imposibil. Nu este ușor, pentru că deja comportamentul de atâția zeci de ani pe care îl am, că nu pot să spun la trecut, pe care încă îl am, nu știu, contrazic sau nu ascult, intru peste un bărbat și atunci, mă rog, mai îmi dau seama că nu este ok ce fac. Dar este nevoie de foarte mult exercițiu. Adică, nu știu, zeci de ani de practică, da? E nevoie probabil de foarte mult timp în partea cealaltă, de practică. Ca să schimb. Ca să învăț să ascult, să nu mai contrazic, pentru că noi suntem unici și domnul, nu știu, numai doamna, na, oamenii din viața noastră poate au altă părere. Mm-hmm. Văd altfel lucrurile, ceea ce este absolut minunat. Nevoie să vadă. Adică exact la un anumit nivel acceptarea. Da. Da, și renunțarea la control, crezi că te-ar ajuta? Da, foarte mult m-ar ajuta. Pentru că mi-am dat seama că sufăr foarte mult. Adică fiind acolo în control sau, nu știu, poate să simt că e o energie, nu știu, mă contrazic cu cineva sau încerc să-mi impun, chiar asta fac, de fapt nu că încerc, părerea. Și rămân așa, tot eu, apoi cu un gust amar, că nu știu, omul ăla poate s-a supărat puțin sau poate a tăcut, l-am redus la tăcere, că vă zice omul, lasă-o. Dar știi de ce se întâmplă asta? Pentru că lovindu-l pe celălalt, de fapt, te lovești pe tine, știi? Da, așa este, da. Da. Da, mi se simt că mi se face rău în corp, pur și simplu. Mm-hmm. Și îmi pare rău apoi și zic, lasă că data viitoare o să fac altfel lucrurile și greu este data viitoare. E nevoie de foarte mult exercițiu. Ce, e nevoie de, și mi-am dat seama că pot să fac asta când sunt liniștită, când sunt în pace, când sunt odihnită. Și cred că noi femeile avem foarte multă nevoie de odihna asta, de statul ăsta cu noi, așa, nu atât de multă muncă, ca să putem să ne oprim și să facem lucrurile altfel. Așa suntem pe pilot automat, ne-a ieșit din gură, ne pare rău apoi. Am lovit acolo, am rănit. Da. Mi se pare că e un lanț, știi? Și ne strângem singură decât cu el. Da, așa e. Și crește lanțul.
Știi? Adică ajungi într-un punct în care ți este foarte greu să-l mai rupi. Este atât de mare, este atât de gros, este atât de puternic, încât e aproape imposibil să-l mai rupi. Da, îmi face foarte mult rău. Da. Bun, legat de comportamente, gândește-te la o situație care totuși poate a venit către tine repetitiv, dacă ai un context în care ai putea să ne povestești, un context repetitiv, un comportament repetitiv, poate chiar al celuilalt și reacțiile tale care au dus la, eu știu ce, discordanțe sau conflicte. Păi, ultima poveste, cineva care întârzie, un domn care întârzie, dar de fiecare dată întârzie. Și foarte mult. Și dacă mi-am zis, ok, lasă că se reglează, mă rog, divinul îl reglează pe el cumva, eu să iau asta, că am ceva de învățat răbdarea, știi, ok, hai să accept, să o dată, de două, de zece, și am bubuit până la urmă. Și am zis, nu mai trebuie așa ceva. Da, se repetă, știi, cineva care întârzie foarte mult și mi este foarte, foarte greu să accept treaba asta. Tu ești atașată de perfecțiune? Vrei ca lucrurile să fie bine? Asta te lovește. Îți lovește perfecțiunea. Trebuie să accepți orice om așa cum este. Și mai ales pe cel imperfect. Pentru că atunci când tu te crezi perfect, te ridici mai presus decât el și nu mai poți să-l accepti. Deci nu mai poți să-l iubești. Din cauza asta te lovește. Și tot timpul este experiența asta. Și cred că nu am răbdare până la capăt. Adică, da, înțeleg cu mintea. Ok, deci vine să-mi arate ceva, mai vin o dată și mai vine și mai vine și la un moment dat nu mai cedez. Știi? Ok, gata, nu mai pot. Până aici, limita mea a fost asta. Da, și probabil că o să vină altcineva care o să facă fix la fel. Exact. De fapt, te compoți ca un bărbat. Dar ce interesant este că tot ce îți vine spre tine este el, este divinul. Îți dau un exemplu. Trebuia să mă întâlnesc cu un prieten, să mergem la o firmă, să ducem niște propolis. Și când am ajuns la metrou, mi-a zis, hai, vino repede. Când am ajuns la metrou, a venit un metrou plin, n-am putut să mă urc. Am venit al doilea n-am putut să mă urc. Mi-am dat seama că era pentru el chestia asta. În al treilea nu am putut să... Am stat o oră acolo, eu n-am putut să mă urc. Deci până când el nu s-a liniștit, metroul n-a fost gol. Deci un efort din partea divinității deosebit ca să-l regleze pe omul acela. Și investiție imensă. Deci ce important este pentru el să ne ducă în liniște și în pace. Și nu va precupeți niciun fel de efort pentru tine. Mereu vei primi oameni care să te deranjeze. Am mai avut oameni care au întârziat și au fost relații frumoase la care am renunțat fix din acest motiv. Nu mai vin. Hai să ne întâlnim, după care nu mai vin. Și am zis, ok, nu pot cu omul acesta. După care au venit alți oameni care au întârziat și a venit cineva care întârzie cu orele. Crește. Da, crește. Așa, da, nivelul de provocare. Da. Așa este. Crește cumva și răbdarea, că dacă dățile trecute am renunțat sau în anii trecuți am renunțat mai ușor, acum am avut mai multă răbdare, dar îmi dau seama că tot am renunțat. Cred că tu trebuie să înveți să slujești oamenii. Asta îți trebuie ție, ca să te umilească. Spre exemplu, în templele Zen, ucenicii când se duc acolo, sunt ținuți 11 ani fără să facă, nu li se dă învățătură, sunt puși la munci umilitoare și toți de acolo îi umilesc. Îi pun să spele pe jos, să spele WC-urile. Pentru că așa el își lasă ego-ul și atunci, de la 11 ani, când ajunge, să-i se dea învățătoare, el deja o are în el. Și o recunoaște. Și nu o să fie ceva deosebit. Devine natura lui. Dar la noi, dacă tu citești cărțile acestea, dar trebuie să întâi să le trăiești, să-ți asumi aceste lecții singură, dar lecția cea mai importantă este să scadă mândria, îți trebuie să înveți să slujești oamenii. Și slujești până când în momentul tu ai impresia că dacă vei nimeri cineva care va face tot timpul așa, nu? Nu va face cum și te va deranja tot timpul, cum vrei tu. Și așa se va întâmpla tot timpul. Tu trebuie să-l accesi pe om așa cum este și atunci când voi avea acceptarea asta definitivă, ori omul acela pleacă că și-a încheiat lecția, ori va veni cineva cum trebuie la tine, da, da. Pentru că tot ce vine din față vine de la divin, nu oamenii.
Deci Dumnezeu ți-i trimite. Da, ai perfectă dreptate, pentru că primul gând pe care când i-am și spus, tu ce faci aici? Îți bați joc de mine? Exact. L-ai luat. Da, adică partea de... Stai puțin. Și ei sunt uimiți. Ce chestie? Partea delicată este la bărbat. Partea mai așa, mai agresivă este la femeie. E pe dos. E invers, da. Bărbatul este delicat, este fin. Femeia e atare de tot. Da, păi mi-a zis, stai, liniștește-te că vin peste o oră jumătate. Wow! Cum să mă liniștesc? Nu mai vreau să vii, gata. Mama, și mi-am adus aminte de toate. Și spui în față. Poftim? Și spui în față. Da. Vai, ce dur. Da, dar am mai spus și altele, că mi-am adus aminte. Peste, că mai trebuie păi, bărbații fug de chestia asta. Da, cred. Și aleg o femeie care să fie supusă. Chiar dacă nu are școală, nu interesează pe el, interesează doar să fie supusă. Să poate să îl ocrotească, că dacă nu e vulnerabilă și e puternică, se ceartă cu ea. Natura nu și-o poate nega, natura bărbătească. Da, am înțeles asta la nivel rațional, dar cum ziceam, în practică este foarte... Uite, poți să lucrezi în timpul liber la fundații unde să trebuiască să servești. Toți cei care vin din moarte clinică din lumea de dincolo se fac slujitori. De ce? Pentru că dincolo singura valoare este iubirea. Dar iubirea nu poți să o câștigi decât atunci când slujești pe oameni, indiferent cum sunt ei. Este o doamnă la Brașov, incredibil. Soțul este foarte bogat și ea se duce la diferiți oameni și slujește. Le spală pe jos, au grijă de ei dacă sunt bolnavi. Există un film excepțional, este corean. Dacă nu mă înșel, se numește Three Iron. Da, deci trei iron. Și personajul din film intră în casă prin efracție. Dar cum? Îi urmărește când pleca un concediu și le face curat. Este impresionant. Mi s-a părut extraordinar ce se întâmplă acolo. L-am văzut, cred că acum 10 ani. L-am văzut de câteva ori, pentru că mi se pare și toată dăruirea și cum le așează lucrurile și haina, deci găsesc impecabil. Da. Iar în Japonia este o grupare, un grup, așa, oameni bogați care se duc și bat la ușa celorlalți și îi întreabă, nu vreți să vă spălăm WC-ul? Wow! Deci e o fundație care spală WC-ul. E asta, da. Sau la Rishikesh, orașul cu cei mai mulți sfinți pe metru pătrat. Sunt templele acelea mari și pe care sunt un fel de cantine de două ori pe zi. Și cine face mâncare? Oamenii bogați. Adică avocați, medici, politicieni, se îmbracă în haine simple și fac mâncare și îi servesc pe oamenii săraci. Și în cauza asta există un alt... Era un obicei, regina Angliei, să spele picioarele o dată pe an la oamenii sărmani. Ea alegea, nu știu cât, 10 oameni sărmani și spăla. În momentul în care ea făcea chestia asta, țara funcționa bine. În momentul în care s-a renunțat la asta, țara nu mai funcționează bine. Pentru că conducătorul trebuie să fie un model. Energia lui se duce peste tot. Da. Legat de energia de control, ce putem face? Hai să vedem trei perspective, că suntem trei aici. Cum o modificăm? Cum scap de ea? Că îți vine să te duci, nu? Cum a zis Klaus? Îți vine să te duci și să zici tu, să faci tu, să comentezi tu? Ego-ul ăsta trebuie micșurat și el se micșurează numai prin supunere. Prin slujire, prin dăruire, prin restrângere de sine. Adică să mănânci mai puțin, să restrângi corpul. Deci ai două operații prin care tu te îngrași cu energie vitală. Prima este dăruirea. Să dai ceea ce este mai mult decât ai nevoie și să rămâi simplu, modest și smerit. Și a doua, să-ți restrângi corpul cât se poate de mult. Pentru că tot când omul depășește necesitatea, el se diabolizează. Adică devine nemilos, se atașează, este frică că pierde ceea ce are și atunci vrea să ucide. Dacă cineva ia ceea ce are el, începe să luptă. No. Înseamnă atașament. Deci trebuie să se limiteze. Deci, restrângere și dăruire. Și tu să înveți chestia asta, deci trebuie să limitești
cât mai mult ca omul să nu poate să se atașeze. Da, păi mie, mi se pare, mie că mă limitez și că fac lucrurile corect pentru mine. Adică, da, mă restrâng, sau uite, ajut, dăruiesc, știi, dar e o linie foarte fină acolo. Nu? Așa, da, poate e prea puțin. Poate e prea puțin. Mie mi se pare că fac lucrurile astea. Da. Uite, când vin situații din astea... Te apușezi pe casa scărilor. Să știi că fac asta. Da? Da, 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 fac, da, fac asta. Da. Strâng, chiar sunt președintă de scară, chiar, mă rog, pentru că m-au... De asta m-au și propus, pentru că au remarcat că mă duc sap în grădină, mă rog, ce... Fără să o fi pus. Deci fără, nu alegi... Am făcut lucrurile astea. Nu alegi niciodată ușorul și simplu. Spre exemplu, ești, și acum am pățit chestia asta. Deci nu m-am dus pe scările rulante, m-am dus pe scări. Ca să pot să-mi construiesc ziua bine. Să dau semn că nu e viața, nu e pe primul plan. Adică comoditățile nu sunt pe primul plan. Și mereu dă semn în lucrul acesta. Când ceva nu merge bine, începe să mergi pe jos când mai mult timp. Pentru că trebuie să faci un sacrificiu de comoditate. Când... îți vine să-ți faci plăceri, nu le duce până la capăt, nu-ți faci, îți vrei să mănânci o ciocolată, mănânci doar o tabletă din ea. Deci mereu te opui aceste... Deci să nu dai semn că viața este pe primul plan, pentru că atunci generezi mecanisme de restrângere de orice fel. Pentru că te vede că ești atașat și atunci din față trebuie să vină orice. Și poate să vină prin prietenul tău ceva neplăcut, prin orice, ca să te desprindă. Și nu ai cum să scapi de chestia asta, că de fapt nouă ne salvează sufletul. Nu ne face un lucru rău. Omul care te jignește, de fapt îți face un bine. Știi? Păi... Da, omul care este simplu și smerit nu e atacat de nimic, că inima înfrântă Dumnezeu nu o chinuiește. În ultima vreme am început să-mi spun lucrul ăsta. Lasă că mă purifică, Doamne, Doamne. Lasă că... Bine-mi face. Bine-mi face.